suficient de explicit. Ceea ce a făcut oportună și necesară decizia curții este absența manifestă a bunei credințe în interpretarea legii fundamentale de către reprezentanții instituționali ai autorității judecătorești, ca și abuzul de drept al președintelui României, care recurge la sesizarea fără temei a curții doar în scopul blocării unui proces politic democratic. Parlamentul României consideră că recenta decizie a curții trebuie să pună capăt odată pentru totdeauna acțiunilor concertate de subminarea rolului și prestigiului Parlamentului ca instituție centrală a democrației și organ reprezentativ suprem al națiunii noastre. Parlamentul nu va mai accepta pe viitor să fie redus la condiția de spectator al unor decizii politice ce se iau după criterii netransparente de către persoane care nu și-au câștigat prin vot dreptul de a decide și de către agenți și agenții ale statului conduse la rândul lor de persoane numite pentru îndeplinirea unor atribuții fără caracter politic, de ordin judiciar sau ținând de sfera siguranței naționale.